Așa și omul. În foaia de folosire nouă ne spune: învățați de la mine că-s blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Deci iată blândețea și smerenia. Luați jugul meu și sarcina mea, că ușoară este. Cel ce vine la mine, eu n-am să-l scot afară. Sămânța cea bună, auzi ce spune Evanghelia, sunt fiii împărăției. Și eu aici mă opresc și întreb, ce-o fi oare sămânța cea bună? Și mă duc în popor, nici nu mă mai duc în Evanghelie. Auzi? Vezi când desfaci porumbul, alege-i pe ea mai frumos și pune-mi deoparte să avem sămânță pe la an. Vezi găinile alea frumoase, să alegi ouă de la ele și să punem, să scoatem pui, să nu pierdem sămânța pe la an. Vezi animalul ăla să se prăsească cu ăla că e bun și să avem de sămânță berbec, oaie, vițel pe la an. Același lucru e și la om. Măi, băiatule, nu te căsători cu fata aia, că e din neam de destrăbălați. Băi, nu te lua cu băiatul ăla, că e din neam de bețivani. Băi, nu te lua cu ăla, că e din neam de calic, sau mă rog, om străcat și puturos. Și zice, bă, în ce sămânță s-a băgat? Sunt vorbe populare, dar au legătură cu cuvântul din Evanghelie. Sămânța cea bună sunt fiii împărăției. Și acum ne ducem noi la taina cununiei, de unde începe viața sămânței și găsim și ai binecuvântat pe Ioachim și pe Ana și le-ai dat pe prunca preasfântă născătoare Dumnezeu din rădăcina lui Isei și ai binecuvântat pe Elisabeta și pe Zaharia și le-ai dat prunc pe înainte mergătorul și ai binecuvântat pe Avram și pe Sara și le-ai dat pe Isaac. Și le-ai dat pe Isaac, Rebecca și din ea ai dat 12 patriarhi, sau ce, pe Iacov, și ai dat 12 patriarhi, ce spune în taina nunții. Hopa! Deci cu ce ne întâlnim? Cu familii binecuvântate de Dumnezeu. Deci ce este familia? Sămânța cea bună. Ce sunt copiii? Oglinda părinților. Ce sunt părinții? Icoana copiilor. Deci copilul ce vede în familie, aceea face. Deci de unde am luat microbul de cancer? N-a putut nimeni da vreodată explicație când și unde apare. De unde am luat eu lepra patimilor? Din sângele părinților. Din patimile părinților. Din needucația lor. Din negrija lor. Din necredința lor. Și spun oamenii, ei spun, părinte, m-aș schimba, dar nu mai pot. Sigur că nu mai poți, e firesc să nu mai poți. În momentul în care un pom bun face roade bune, îl cureți să facă și la anul. În momentul în care un pom face roade rele, ce spune Scriptura? Mai lasă-l un an să-l curățăm, să-l gunoim, iar dacă nici la anul nu face, îl tăiem și îl dăm în foc. Deci ce înseamnă? Că în momentul în care eu îmi bat joc de linia mea genealogică, din punct de vedere biologic, o distrug, poate să nu mai rămână urmași moștenitori sau să se aleagă praful și asta nu e o noutate. Știți ce înseamnă să distrug o linie, un neam? Că așa au dispărut și boierii, și dinastiile, și împărățiile, și domni, și împărați, și regi. Hristos a rămas pentru că a venit pe o linie de împărat sănătos, de familie sănătoasă, de oameni sănătoși, sceptru din Iuda și stea din Iacov. Deci iată de ce învățătura lui Iisus stă de 2000 de ani în picioare, ca și cum s-ar fi petrecut ieri. Că ne este nouă măsură și model și ne este, cum spune la evrei, ne este Domn și este tare. El a făcut cerul și pământul, El s-a întrupat, El s-a arătat, El ne-a mântuit, El s-a înălțat și la cer ne-a ridicat. Epistola către evrei. De ce vă spun lucrul ăsta? Sămânța cea bună sunt fiii împărăției. Deci în momentul când dumneavoastră, ceea ce e un lucru impresionant, ortodoxia nu înseamnă să știi o mie de cărți.
Am mai repetat și-o din nou argumentez. Să nu trăiască cineva cu ideea că trebuie să citești 8 tratate de teologie ca să dai o pâine de pomană sau să fii om. Trebuie să ai inimă bună. Și a spus David, profetul, și Pavel, apostolul. Cel ce are inimă bună să cânte psalmi. Psalmii sunt mângâierea Duhului Sfânt. Vin peste noi și ne încarcă duhovnicește. Și în momentul în care te încarci cu Duhul Sfânt, te apropii de Dumnezeu. Și ce auzi în psalm? Cu cel ales, ales vei fi. Cu cel cuvios, cuvios vei fi. Cu cel îndărătnic, te vei îndărătnici. Deci Dumnezeu îți poate și îndărătnici. Dar, de ce se îndărătnicește? Pentru că eu n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Eu n-am venit să pierd lumea, ci să o duc la Tatăl, pe toți cât mi-a dat, nu trebuie să pierd pe niciun afară de fiul pierzării, Iuda. Deci nu există un om pe pământ care să nu se nască cu șansa mântuirii. Astea sunt invenții omenești. Cu predestinații, cu prostii, cu reîncarnări, e tăcă, nici nu ne pierdem vremea. Astea sunt alte boli, mai scârboase decât lepra. Și ne întoarcem la lepra noastră. Unde se cuibărește lepra? În inimă? De unde știm că se cuibărește în inimă? Îl auzim pe Mântuitorul spunând fariseilor și cărturarilor. Vai vouă, farisei și cărturari fățarnici, care pe din afară spălați paharul și pe dinăuntru e plin de putoare, morminte, văruite, zice. Deci ați văzut cum e ea? Pe dinăuntru sunt pline de putoare, mormintele pe din afară văruite. Așa este și boala în om. Nu se vede. Lepra, păcatul, este mută și surdă și se întinde. Și știți cum se întinde? Cineva o să zică, dar cum îmi dau eu seama dacă-s păcătos? Păi simplu îți dai seama dacă ești păcătos. Când vrei să arăți că ești ceea ce nu ești. Deci trebuie să fii dedublat? În fața mea ești unul și dincolo de mine ești altul. În fața ta sunt unul și dincolo de tine sunt altul. Deci este prima lepră. Identitatea. Ce spune Hristos despre el? Foarte atent să fiți. Eu și Tatăl una suntem. Și apostolul întreabă, că da, dar arată el nouă pe Tatăl. Și ce frumos îi răspunde Iisus. Păi n-ai cunoscut atâta vreme cât ești cu mine, că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. Așa trebuie să fim noi cu Dumnezeu. Noi creștinii cu ortodoxia. Nu există ortodoxie în nuanțe. S-a inventat la stomatologie o lamă, așa, de culoare a dinților. A2, A1, A3, B1, B2 și așa mai departe. Nu există în ortodoxie așa ceva. În ortodoxie spune așa. Și-a strălucit fața lui ca soarele, era fața lui albă ca lumina și spune era un nor luminos și totul s-a umplut de lumină și apostolii au căzut cu fața la pământ. Asta înseamnă ortodoxie, lumină. Deci nu înseamnă culori. Nu există umbră, nu există gri, nu există maro, roșu închis, roșu deschis, albastru întunecat, verde mai spălăcit. Nu există. Și de unde știm asta? Când îngerii au venit la înviere și au stat lângă mormânt și s-au apropiat mironosițele, primul lucru care l-a spus lui, prin îngeri de la Hristos la oameni, le-a spus așa, nu este aici, s-a sculat, nu-l căutați pe cel viu cu cei morți. Deci iată o nouă expresie a bolii. Ce poate face boala? Omorî. Cum a murit Adam? Cu trupul sau cu sufletul? Cu sufletul! Și aici am să vă duc într-o adâncime mai interesantă. Astea mi-au venit în minte citindu-l pe Ilarion Ferea, nu sunt ale mele. El e marele teolog care mi-a dat mură în gură materialul ce vi-l povestesc. Spune așa Dumnezeu.
Nu poate cineva să vadă fața mea și să nu moară. Ați văzut ce aspru e Dumnezeu? Nu poate cineva să vadă fața mea și să nu moară. Dar El îl face pe Adam din lut, îi suflă viață, stă cu el la povești, fac treabă prin rai, numesc pomi, păsări, dobitoace și Adam nu moare. Ce face Dumnezeu? Să joacă în cuvinte, să contrazice în Scriptură? Spune una și face alta? Păi cum l-a văzut Adam ca om și n-a murit? Foarte interesant. E o provocare, e o provocare la mistică și ascetică. Încearcă totuși, omule, dacă mă iubești, să mă vezi și să mor pentru mine. Că așa spune la mucenici când citim la tropare, la cartea de canoane de la strană. Melușeaua ta, Iisuse, sau întru tine, părinte Cosâr, de troparele și spune acolo, pentru, pe tine, mirele meu, te iubesc, pentru tine mă răstihnesc, mor cu botezul tău și înviez împreună cu tine. Deci, vedeți? Deci, este o provocare a lui Dumnezeu ca omul să fie curios să moară pentru Dumnezeu, nu pentru păcat. Nimeni nu poate să vadă fața lui Dumnezeu și să nu moară. Uite, Adam a văzut-o și n-a murit. Și cineva va zice, da, părinte, a murit. A murit, fraților, dar știți când a murit? Când s-a ascuns de Dumnezeu. Și auzind pașii lui Dumnezeu prin rai, s-a îmbrăcat cu frunze de smochin și s-a ascuns căci se rușinase că era gol. De ce a murit în clipa aia? Pentru că nu-L mai vedea pe Dumnezeu. Vedea lucrarea satanei, microbul de lepră sufletească. Și în ce a constat microbul de lepră sufletească a primului om? Femeia ce m-ai dat-o, șarpele m-a învățat, deci, Doamne, nu prea ești Tu a toate știutor, uite că faci greșeli. Câți nebuni nu judecă pe Dumnezeu în ziua de azi și eu cel puțin nu pot să spun că mă sparg de râs, că-i pielea groasă și nu curg. Dar vreau să vă spun că aud niște prostii și niște tâmpenii, deci vin tot felul de oameni, tot felul de probleme și, părinte, v-aș pune o întrebare, de mult o am în cap, dar nu îndrăznesc să vă pun, să nu creadă cineva că sunt nesimțit sau nerușinat, eu respect credința ortodoxă, dar știți, am mari îndoieli. Păi zic, să și mie vreo îndoială. Păi, părinte, zice, dacă Dumnezeu să crede așa de mare și de bun, de ce lasă atâtea nenorociri pe pământ? Zic, mă, ia să-mi răspunzi o întrebare. Dumnezeu când a dat pământul și l-a făcut, și l-a luat pentru El sau l-a dat oamenilor? Păi l-a dat oamenilor. Și când l-a dat oamenilor, ce le-a spus? Creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți-l. Pot eu să fac un act de vânzare, cumpărare cu tine, să-mi dai apartamentul tău, eu să-l primesc și să fiu proprietarul lui și eu să-l sparg, să-l dărâm, să-l afum, să-i dau foc, să-l explodez și apoi să vin la tine ca proprietar să spun, știi, ia-ți apartamentul înapoi că nu-mi trebuie, că e stricat. Îmi pare rău, ai contractul, tu l-ai cumpărat. Deci tu ai distrus lucrul ăla, nu Dumnezeu. Dumnezeu ți l-a dat în primire și își vede de treaba Lui. Dă ploaia, dă soarele, dă viața, dă mintea, dă norii, dă lumina, dă florile, îi preocupat să iasă sămânță din sămânță după soiul lor, să crească animale după soiul lor, păsări după soiul lor, pești după soiul lor, să fie echilibru în natură. Asta e treaba Lui. Și auzi, chiar spune așa. Oare voi mânca carne de taur sau sânge de țap voi bea? Asta ironizând jertfele Vechiului Testament, care n-aveau efect, să omora hoarde de animale ca să se spele păcatele poporului. Și pe ei puțin le păsa. Lor le convenea că să sacrificau animale, că mâncau carne gratis. Ăsta era rolul jertfelor până la urmă. Să transformase într-un parastas,